Politehnica a obținut o remiză 1-1 cu Dacogetica București într-o deplasare efectuată cu avionul. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 4 prin Eugen Nica. Elevii lui Cosmin Petruescu au egalat în minutul 51 dintr-un penalti transformat de Bozian în urma unui fault asupra lui Velici. Alvioleții au fost lipsiți de capitanul Mera, accidentat. După această etapă, Politehnica este pe locul 11 cu 11 puncte.